Ne aflăm în Scânteia, acolo unde, în urmă cu 12 ani, a avut loc unul dintre cele mai sângeroase accidente feroviare. Din accident au rezultat 14 victime, între care și un copil de 10 ani. Accidentul a fost cauzat de neatenția șoferului, care nu a respectat semnalele acustice și luminoase. La 12 ani de la tragedie, familiile îndurerate încă își plâng decedații. 14 vieți spulberate într-un moment de neatenție. Acesta este bilanțul tragediei din 14 august 2009. Cursa Boroșești-Bodești-Cadesa se îndrepta spre Iași. Atenția șoferului era îndreptată către unul dintre pasageri și nu către trecerea la nivel cu linia de cale ferată. Microbuzul a fost spulberat de către locomotivă și târât până în gara Scânteia. Trupurile neînsuflețite, proiectate prin parbriz, au fost aruncate pe sute de metri. Șoferul era neatent la momentul respectiv. Unii spun că vorbea și la telefon și avea și altceva. A trecut fără să se asigure, fără... Oamenii spun că totuși semnalul luminos funcționa, dar el nu l-a văzut. Și efectiv a intrat în coliziune perfectă cu un tren personal care venea dinspre Vaslui spre Iași. Din Borosești, în momentul ăla, nu s-a urcat aproape nimeni, deci soarta a fost pentru ei. Șoferul s-a stins după câteva zile de agonie. Cercetările au indicat faptul că nu avea atestat de transport persoane, iar cu un an înainte fusese amendat de 7 ori pentru încălcarea limitei de viteză. În microbuz se aflau mame tinere care mergeau la Scânteia pentru a ridica alocațiile copiilor, singura lor sursă de venit la acel moment. Dumitru Mihai, Floarea și Vasile, cu tot neamul lor cel adormit. La trecerea peste calea ferată au fost montate bariere pentru a preveni alte tragedii. După 12 ani, familiile îndurerate încă varsă lacrime mare. La locul tragediei a rămas doar o cruce rece din piatră, unde stau mărturie numele celor care s-au stins atunci. Dumnezeu să-i odihnească în pace.